Salutare, salutare, dragi urmăritori! Bine ați revenit pe acest canal! Vreau, pentru început, înainte să intrăm în detalii cu ceea ce pregătesc eu și ce fac, vreau să vă mulțumesc tuturor. Am văzut că la video care l-am făcut acum 2 săptămâni, ați fost foarte activi, ne-ați trimis o grămadă de mesaje. Nu m-am uitat acum de câteva zile, nu știu, sper să fi răspuns la toată lumea. Dacă nu vă răspund aici în video ăsta, deci vreau să vă mulțumesc pentru tot sprijinul, încurajarea, pentru like-uri, au fost și multe vizualizări și sincer mi-a fost groază într-un fel să mai filmez, dar se pare că m-am înșelat, cum fac de foarte multe ori. Am eu un defect al meu, îmi spune de multe ori și soția, presupui prea mult. Deci presupuneam că nu o să fie binevenit să reapar, nu știu de ce, dar nu. Așa că m-ați contrazis, mă bucur pentru asta și vă urez și vouă mult succes în ceea ce faceți, indiferent că sunteți în domeniul ăsta sau în altceva, toți avem nevoie de încurajare și să avem spor și succes în continuare. Trecem, încheiem anul, nu mai vorbim de ce a fost, cum a trecut anul. Eventual ne mai uităm din când în când cu coada ochiului în spate să vedem greșelile cele mai mari, să zic eu așa, pe care le-am făcut. Ale mai minore nu le mai dăm neapărat multă importanță, dar cel puțin greșelile mai mari. Și nu avem altceva de făcut decât să ne concentrăm pe viitor, pentru că dacă am învățat ceva în acești ani, cel puțin de când m-am reîntors în țară și am început activitatea asta, ca de obicei trenul trece când filmez eu. Deci concluzia la care am ajuns, că e, nu știu, prima soluție și cea mai bună îi să încercăm să ne focusăm pe ce urmează să facem și mai puțin pe ce am făcut în trecut. Așa cum spuneam, ne uităm din când în când cu coada ochiului să vedem ce am greșit. Și cam atât. Nu are rost să stăm, să ne plângem de milă, dacă nu a fost așa cum ne-am dorit, cum am visat. E mult mai important să ne gândim ce facem astăzi, ce facem mâine și să devină numai niște amintiri ce-a fost. Bun. Ne pregătim, așa cum spuneam, pentru sezonul următor și pentru că e perioada toamnă, noiembrie, s-ar putea pentru unii să fie o chestie întârziată ce fac eu, dar să știți că nu cred. Adică eu zic că sunt grafic și vom vedea în primăvară dacă am avut dreptate. Vă arăt imediat ce pregătesc aici. Vreau să vă mai rog ceva. Orice vedeți la mine pe canal, s-o luați cu... Nu știu, dacă vedeți ceva nou sau chiar dacă sunt lucruri pe care le-ați mai văzut, mai luați și alte informații din alte părți, nu luați 100% de bune ceva radio. Ați observat că fac și eu multe greșeli și cred că tocmai asta e partea mai bună, că ne arăt și greșelile, pentru că multă lume vă arată numai frumosul, numai ce le-a ieșit bine, la ce au succes, culturii, megaculturii, răsaduri, flori și așa mai departe, dar procesul și greutățile prin care au trecut sau zonele alea mai slabe, mai rele sau florile alea mai urâte sau știu eu, pierderile, de alea nu prea zice multă lume, tocmai pentru că îți creează așa o stare de neplăcere și e mai greu.
Hai că ne lungim cu vorba și o să devin plictisitor, cum de multe ori fac. Hai să vă arăt un pic ce fac aici. Un video asemănător ați văzut inclusiv anul trecut, în perioada asta, cu pregătitul zambilelor, lalealelor. Lalealele au ajuns mai târziu și acum le pun în ghivece. Astăzi sunt singur pe aici la lucru, la zambile am avut ceva ajutoare. Tocmai din cauza asta nu sunt chiar toate la fel, adică unele sunt gropate un pic mai tare, altele sunt mai la suprafață. Dar eu zic că per total e ok. Ghivecele sunt destul de mari, sunt ghivece de 10 și nu văd nicio problemă. Ceva de genul am făcut și anul trecut. Am pregătit aici un spațiu bine închis cu scânduri, am pus și un polistiren pentru siguranță, pentru frig, ca să fie protejat, să fie călduț, tocmai pentru că mai sunt aproximativ două luni până în momentul în care le vom scoate la lumină. Și așa că vreau să le fie cât de cât cald aici, să fie protejate. Bineînțeles că la suprafață o să închid aici cu turbă, dar am zis că las până pun și lalelele, o să continui aici să pun lalelele și în momentul în care am terminat voi adăuga turbă peste ele ca să rămână acolo la căldură și la întuneric. Le-am așezat aici, pe rânduri, în așa fel încât să rămână vârful, să aibă spațiu pe unde să crească. Și o să pun aici și lalelele. N-are rost acum să o întindem, am aici vreo 6 culori, 6-7 culori, nu mai țin minte exact, dar am optat pe mai multe culori. Cel puțin cu două culori în plus față de anul trecut, două sau trei culori. Și aici la lalele, aici am la fel 5 culori, cred, sigur, galben, roșu, mov, roz și un roșu cu galben. Ce fac diferit față de zambile? Păi am făcut câteva mixuri aici, câteva ghivece, bineînțeles că asta e o probă personală. E o probă, discutând și cu frățiorul, zis că face și el, am zis că pun și eu câteva. Am făcut câteva ghivece de câte 5, unele le-am combinat, mai multe culori, am făcut și cu o singură culoare, am mai făcut câteva aici cu 3. Acum eu am folosit ghivece de 12 și de 15, probabil era indicat ceva ghivece mai scunde, nu așa înalte, dar am folosit ce am avut în dotare. Să vă spun și de material, ce am folosit, turbă în amestec cu pământ și cu nisip. Să mai văd pe aici bucățile de pământ. L-am cernut eu, dar nu l-am făcut foarte fin. Am zis că oricum, pe urmă, când le ud, se omogenizează și nu e niciun fel de problemă. Nu m-am stresat foarte tare cu cantitățile. Am pus aproximativ, cum am zis și în materialul de anul trecut, aproximativ 60% turbă, vreo 30% pământ și un pic de nisip. Nisip cam 10%, câteva lopeți la sacul de turbă. Turba e semi, nu e din aia fină, e turbă mai mare. Chiar nu m-am stresat cu treaba asta, adică am luat ce turbă am găsit. Nu văd nicio problemă că e turbă fină sau turbă mai mare, pentru că ele oricum își să hrănesc din bulb o perioadă, pe urmă cât au nevoie să facă floarea și să înflorească, o să fie nutrienți în turbă destui. Dacă chiar considerăm noi că
Vrem să le ajutăm un pic în primăvară cu două fertilizări. Am rezolvat problema. Dar o să vorbim atunci, mai mult eventual, după ce le scoatem la lumină. Deci le punem aici, le acoperim bine cu turbă și aici vor rămâne până pe la sfârșitul lui ianuarie. Hai să vă arăt și ce am aici pe o masă. Am luat câteva răsaduri de primulă, de diferite culori, niște panseluțe, niște năsturei, tot așa pentru primăvară, pentru luna martie, pentru 1 și 8 martie. Și astea sunt destul de mici, dar o să văd pe parcurs cum se comportă, cum va fi iarna, dacă o să fie mai frig, probabil le mai ajut eu cu un pic de căldură. Momentan nu le-am făcut căldură deloc. Nu sunt de foarte mult timp. Nu mai știu exact când ne-au ajuns răsadurile, dar de-abia acum încep să la unele să se vadă rădăcinile. Nici nu se văd la tăte aici la fund, dar eu am scos câteva și câte una vezi să vede rădăcina. Deci nu le-am făcut nimic, nu le-am forțat cu nimic, nu le-am încălzit, le-am lăsat așa cum a fost temperatura în solar. Noaptea le acopăr cu câteva straturi de agril momentan, dar așa cum spuneam, dacă văd că e necesar peste iarnă și e frig, perioadă lungă, probabil le ajut cu un pic de căldură. Am aici, poate le-ați văzut deja sub masă, câteva crizanteme care le-am tăiat și le-am pus aici să le păstrez pentru primăvară. Le-am etichetat culori, model. O să încerc să fac niște butaș și în funcție de cum se comportă, o să decid dacă mai cumpăr sau nu cumpăr răsaduri în vară. Revin un pic aici la zambil, la primule și restul, că nu v-am spus ce le-am făcut, nu le-am făcut nimic special, practic, nu le-am, în afară de apă, nu le-am dat nimic ca și fertilizant, pentru că sunt mici încă, au tot necesarul în turbă și nu am considerat că nu-i cazul. Eventual, așa cum spuneam mai devreme, dacă văd că e necesar mai încolo, o să vin cu ceva foliar momentan, dacă consider că e cazul. Le-am făcut un tratament direct în momentul, la o scurtă perioadă după plantare, tratament în sensul cu apa cu care le-am udat, le-am pus niște folpan și momentan cam atât. Peste iarnă o să mai intervin de câteva ori cu un fungicid pentru putregai, pentru că o să avem umiditate în exces aici peste iarnă și ca să ne asigurăm că nu se îmbolnăvesc. Probabil voi folosi switch, cum am mai folosit și în trecut. Momentan cred că e cel mai eficient, dar o să vă mai spun eu pe parcurs. Nu știu dacă am omis ceva să vă spun, sper că nu. Dacă cumva mai aveți întrebări, puteți să-mi lăsați în comentarii. Putem să mai revenim cu alte informații pe parcurs, nu e niciun fel de problemă. Oricum, intrăm în perioada de iarnă, vom face mai multă teorie. Și apropo de teorie, dacă, nu știu, sunt chestii pe care nu le știți, sunteți mai la început și vreți să le dezvoltăm un pic, să, nu știu, să vă ajut cu ceva teorie în ceea ce privește toată partea asta de horticultură, tot ce pot și ce știu, bineînțeles, până în momentul de față,
și eu încă într-un proces de învățare continuu și consider că suntem într-un proces de învățare până la sfârșitul vieții, așa că tot timpul este loc de învățat. Oricum, lumea evoluează repede, trebuie să ne adaptăm din mers, se schimbă de la an la an multe chestii și e bine să fim la zi. Deci dacă aveți ceva preferință, puteți să-mi lăsați în comentarii, să vorbim în iarna asta, să facem și materiale mai plictisitoare, cum cred alții, dar zic eu cu informații destul de necesare. Ați văzut cam care e situația aici la mine cu zambilele și cu lalelele. Ca și număr, cred, am undeva la 3.000 de zambile, 1.000 de lalele și vreo câteva sute de primule cu totul cu panseluță. N-am făcut foarte multe, e primul an, așa că o lăsăm ușor. La zambile m-am dus la 3.000 anul ăsta pentru că am avut anul trecut 2.000 și s-au vândut și au mai fost un pic de cerere. Acum vedem, ține și de noi dacă să reușim să vindem sau nu. Deci eu consider că nimic nu se vinde chiar singur, cum cred unii, pentru că poți să ai tu o marfă de calitate, dar să fie anul ăla în care să se vândă greu și să întâmpin dificultăți. Dar nu putem ști, tocmai de aia trebuie să ne luăm măsuri de precauție, să ne asumăm riscurile și să-i dăm înainte. Vă las acum să nu iasă prea lung. Așa cum am zis, dacă mai aveți întrebări de zambile, de lalele, de cum le protejez peste iarnă, puteți să-mi lăsați în comentarii. Până una alta vă urez spor vouă, sper că sunteți bine cu toții, sper că ați încheiat anul cu bine. Dacă nu, așa cum am zis inițial, ne concentrăm oricum pe ce urmează și aștept părerile voastre, lăsați-mi în comentarii, spuneți-mi dacă ați pregătit zambile, lalele, cum stați și să auzim numai de bine. Ne vedem curând cu un nou material. Salutare, toate cele bune!